Salutare pariori! Pentru ziua de luni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 3 pronosticuri. Haideți să le vedem! Chelsea Newcastle. De la schimbarea antrenorului, cei de la Chelsea au început să joace din ce în ce mai bine, ajungând la 3 victorii consecutive în campionat și 4 în toate competițiile. Aceștia ar trebui să fie foarte încrezători și, ținând cont de calitatea acestora, tipsterul David Kirilă spune că ar trebui să obțină toate cele 3 puncte din partida următoare. Așadar, tipsterul nostru recomandă pariul 2 și 2-5 goluri. Gent-Muscron. În opinia tipsterului Careca, ambele formații au probleme serioase pe faza defensivă și, ținând cont că în ultima vreme au fost implicate în multe meciuri cu scoruri ridicate, recomandarea lui este pariul pe cel puțin 3 goluri marcate. Mannheim-Ingolstadt. Tipsterul Andrei Cinculescu spune că ambele formații stau excelent pe faza de atac, având medii de peste 3 goluri înscrise per meci. În schimb, pe faza defensivă, aceste echipe nu se ridică la nivelul așteptărilor, așa că tipsterul nostru propune pariul pe cel puțin 5 goluri marcate. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.